Bună seara, prieteni! Prieteni, pregătim și eu ceva de mâncare aici și vreau să mai fac și o vlogură, că prea de tot am luat o razna și nu mai filmez eu pe YouTube. Pă ce, am dat eu demisie de la YouTube? Nu există așa ceva. Și vreau să fac și eu un vlog aici. De fapt, Leonardo, ceva de mâncare. Da, nu știu, prieteni, nu mai știu ce să mai facem de mâncare, nu mai știu ce să mai gătim. Ai mâncat, mă, fasolea aia ta? Atunci când am făcut? A, verde. Da, păi mâncat 20 de ea. Ia eu mini fasole. Păi mai e sus. Și îmi fac o tocană. Fasole verde. Deci chiar e verde, nu e galbenă. Că eu nu confund a galbenă cu a verde, nu. Ia să fac eu niște... Dar duci drumul la tigaie. Las-o pe. Niște crispy, așa, pe repezală. Pe repezală vă arăt eu cum fac crispy. Pe repezală, nu cum trebuie cu de toate. E crispy. Să fie pieptoțără, mai așa, mai crocant. Da, avem ouă, nu? Da, este ouă. E deschis la magazin. De ce? Nu fac mult. Fac câteva bucăți pentru Leonardo și pentru David. Nu mă, mai ai văzut ce bine arăta rânzuța aia mică, Leonardo? Da. Mai roșie ca asta, prieteni, atât de, avea o culoare atât de frumoasă. Asta nu e nimic, asta cred că e muzina la cumpărat. Dar ați văzut alea de porc? Nu mai avem ce macină, ce răbăbă. Nu știu. Nu știu, ajunge ăștia. Nu frige, prea mult că s-a uscă. Nu mai frig mult, că uite, mai avem aici și ficăței, prieteni, ne-a făcut mama. Le fac și le fac degeaba. Ficăței, atâta mâncare. Nu mai știu, am și ciorbă le-am făcut. Azi... Supă a făcut de pui azi dimineață. Cu fidea bună. Nu mai știu ce să le fac. Nu mai știu ce să mai gătim, nu mai știu ce să mai mâncăm. Eu un an, nu știu, așa, parcă m-am scrubit, n-aș mai mânca nimic. Eu știi ce aș bea eu acum? N-am portocale, să fac în blendurile alea care l-a dus tata. Să fac un suc de portocale. Ia dă mamă și mie de acolo un ou. Fasole uscată și face bătută. Nu știu. Uite, dacă tot sunt ouă... Sau îmi faci șorba de bătută. Oh, dar eu așa, știți cum puneam? Puneam niște făină și un pic de apă și puneam... Te duci tu în pece să iei bătută. Nu mă duc acum, pentru că nu fac la copil de mâncare, poate vine și pleacă. Nu știu, am o stare așa de mine, nu știu de ce. Nu știu, bă, de la... Sunt foarte stresată, nu știu ce cu mine. Sunt foarte amețită, nu știu. Astăzi mi-a fost atât de rău, nici nu mi-am spus după mă. Să-l buia.
genială, prieteni. Laptele meu de migdale s-a stricat. Ce migdale? Asta, cum îi zice? Și pun făină aici, prieteni, vedeți? Crispy pe repezale. Eu așa fac. Dar nu vedeți de mine acum. Și dacă îl zici, care-i treaba? Mamina, îl gătește fiecare în felul lui. Să zici cum e unei pâine. Iisus. Acum nu știu, eu spusei că sus. Ma. Ma. Mamă. Nu am făină. Am pesmet. Mai uită-te acolo în dulap mie. Mai bun e pesmet. Nu se ține curentul. Sofie. Nu e curentul. Ce curentul? La mașină. La mașină. Ia tu că jemă ce s-o croca la bici pe tăl două. Sus cu două. Fără ou. Cu ou, tu nu vezi că e ou. Are ou și ou, are. Dă-i. Pe tăl două? Parcă nu e tine, ce jenă? Ce-i? Mod consum redus. Ani m-am părut eu de halamă ta. Unde-i cheia la beciu? Eu cred că-i deschis. Cum să fie deschis? Să mă amiați? Ia vezi. Sus, colo, cheia, nu știu unde am fost. Gem de guduie? Da. Să vedeți, prieteni, ce mai bine aici și cu pesmet. Mai bine că vă ieșit așa. Ce nu ieșit. Nu. Mamă, dar și unde e? Nu că mi-a dus e capul meu. E pălea pe fotoliu, da. Pe fotoliu ăsta care vine la ușă în linge, acolo, pe el sus. Mai fui, nu mai e.
ce? De ce? De cum? Bine, aia tăi și mie niște pâini, că așa mai suțuie pentru tata asta. Nu mai aveți filiată. Lasă aici asta, poate mai fac. Ați văzut cum a făcut crispy, așa? Stai. Pe ce avem în casă? Stai așa, să crezim. Duc cheloc. Păi nu te duci să duci în fărin. Eu nu știu. Nu mai găsim cuțitul în loc. Da. Păi ce cuțitul mine? Am un cuțit al meu. Cuțitul ăla îmi place mie cum tai. Deci să poate. Bobi, vino fără ciocan. Alo, deci. Alo, la telefon vorbești. Haideți să mai revenim. Gata, prieteni, am terminat. Ia uitați cum arată crispy. Arată super, vedeți? Și făcut imediat. N-am avut făină, dar se pare că ieși mai bine cu pezmet. Ia uitați. Uite. Să arată mai bine așa. Hai. Cu ketchup sau muștar. Vrei și un pic de brânzică? Grav mă doare, nu că mă doare. Hai mănâncă și după aia să dau un pic de sirop. Am în casă, dar nu mai pot. Nu mâncă mami în casă. Dar nu mai pot, ca să legem și pe mine o fată. Păi și în casă nu o să te mai doară, ce stau și în casă. Să-mi de rău, din tot rumbetul, aici o bucățică și gata. Doamne, bun, gata, hai. Oh, și eu mâncați așa ochii tăi. Îți pun ketchup și îți duc în casă? Da. Roșie? Nu. Hai și roșie. Hai, nu vrei capul de rău. Hai, du-te în casă că ți-aduc eu acum. Ce trei? Ce și David? Ce să fac? Că nu mai pot. O să-mi spun numai în comentarii că copilul tine, că nu-i dat nici o pastilă la copilul. Păi am zis că-i dau o pastilă la copilul meu. Eu am zis că să-i dau sirop acum să vedem dacă am. Dacă nu am, mergem acasă la tine și îți dă bunica. Și nu am bunica. Păi vrei să dormi aici? Da. Păi atunci vedem ce facem. Ok? Ei, mambo. Ei, mando. Ei, mai tare. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul meu. Nu o să încheie aici, că devine mâine acum vlogul ăsta, o să-l postez mâine. Și ce să vă zic? Decât noapte bună, prieteni, ne revedem mâine. Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu. Ia uitați! Mă vedeți? Oh, Doamne! Ce făceam? Spărgeam oglinda lui Flutura.
prieteni sunt cu fetele astea la plimbare. Ca fetele. Am venit la... Ai găsit? Bă, bă, să știi că e bună oglinjoara asta, da. Să-mi iau și eu una. În mașină, uite așa. În pușcărie avea una. În mașină? Da, care a luat de făcea din aia. În mașină, colea, pe bord. Ia uite. Te uiți și lateral, și în spate, și în spate. Nu știi? Ia uitați, bună idee! Te uiți și în spate. Pentru șofer, da, o să mă uit pentru, în spate. Asta e pentru șoferiță. Și nu mai folosim pe asta. Nu, asta nu-i punem. O folosim pe aia. Era care... Din aia lupă, din aia ne făcea mai mare. Ea nu vedea. Ea nu vedea. Și avea și nu dădea la nimeni. Ai de mine, dacă dispărea... Mai mergeți undeva? Acasă, direct. Unde să mai merg? Am rămas fără papuci. Am cheltuit banii papucilor. Of, doamne. Ia-ți oglind, dacă poate rămâi fără ea și nici nu te uită, te ne-a bine. Ți-a plăcut precintă. Păi, lasă lumina, că umbru și descurț. Vine vară, fac două pere de ciorap și umbru auzi, din curte. E bine acum să umbli descurț, că vine căldura, babă, e sănătos. Și să îngurașă talpa la picior. E sănătos. Da, da. Bunica mea canta, umbra descurț. Așa e. Am ieșit prieteni cu fetele astea la cumpărături și bunica mea nu mai găsește papuci. Papuci de casă. Ea schimbă papucii pe anotimpuri, când e frig. Dar spune-le la prieteni ce mulțumim soare. Nu, nu, am instructor, prieteni, să știți că bunica mea are permis. Mă lumină. Și eu când o iau pe ea în mașină, trebuie să zic ce, să iau pe unde vor ele. Cum este și cu mama. Nu contează să o iau regulamentar. Acum n-ai luat-o bine. Hai să vă spun. Mama, știți cum este? Deci nu trebuie să mergi regulamentar. Sau pe unde trebuie. Sau pe nu. De uitat trebuie să mergi pe unde consideră ea că e în siguranță. Pe câmpiană. Ea o să se uite în spate. Da. Aia vezi ce mi-a dat mie soacră-mea, ce ține soacră-mea la mine. Ghita mai bucată de precintă. Îți dai seama? Să țină la burtă pe mine. Să țină, îți dai seama ce bine mi-a avut soacră mea. Precintă cu brânză. Da. Ia vedeți, fetelor, vine ceva? Nu vine. Nu vine. Bine. Lasă că se aude, poc! M-am băgat pe închidere voastră. Acasă mă duc, da? Ușor, ușor. Păi el trebuie să-mi cedeze mie. Până vede el, dă-i bine. Vedeți? Trebuia să eu să cedez lui, cu instructorițele mele. De ce nu conduci bunică și tu? Nu mai văd. Cobor jos. A, de ce cobor jos? De bine. Ia uite ce mașină a apărut la noi Istria. Vreau și una din asta. Vezi acolo. Unde-i măcar de asta să-mi iau. Dacă una ușor. Mai bună nu da, și... pot permite. Ca pe pe ăla. Pe mine m-a pus în spate și pe bunica. Așa, că dai cu mine. Da. Ne, da. Dar îmi pui ceva scară să mă urc. Doamne, doamne. Râd și eu, prietene, am dormit toată noaptea. A dormit Leonard la mine. S-a avut temperatură, îl doare în gât. De nu mai putea. Ne-am dus astăzi cu el la... A venit și bunica, ne-am dus la centru de permanență, i-a dat ceva sirupul și a plecat acasă. Deci de durere de gât, nu putea să doarmă și a avut și temperatură. Și am dormit amândoi la 7 dimineața. Și credeți-mă că mi se închid ochii. Te mai duc la mine acasă să iei alea de diabet? Lasă că el aducem noi. Da, după ea ți-l aducem noi, știi tu când? La o săptămână. Nu că îl trimit pe Neamișu. Faci criză de diabet până ți-l trimit ea. Nu, n-am făcut până acum. Uite, vreau să fac încercare, să vezi. Încercare n-a cu ce? N-am luat nici de la farmacie, când ea. Să vezi. Păi zice de banii uită. La farmacie și mi le dai mie. Zice că uită. Ce ai cumpărat bunica asta? Ce gătești? Am luat de toate. Mai gătești? Am mâncat câte o bucată de plăcintă cu brânză dulce. Nu ne mai trebuie mâncare astăzi. Nu mai mănânc mâncare rece. Rană rece. Am mâncat o bucată de plăcintă, nu mai trebuie nimic. Acum nu mare apă să ai.
Neagogule, unde mergeai? Nu-i Neagogul. Așa, i-am zis eu. Ce să mai zic, bunic? Așteaptă să-ți aducă norul tău alea de diabet. Da. Uite, mai vorbim. Dacă nu, zice, aaa! Pe Neamișu. Am uitat. Dar să nu mai dai să bea cu bidonul. Uite, țăr, Mișu, al dragă. Mă, dar ce aveți în mașină? Ce avem, mamă? Mașină de tirin. Mașină de serviciu asta. Păi da. Dar ce milaile în palate, doamnă? Îl știi, mamă, pe gondoi? Îl știi? Mamă, eu ți-am arătat de care mașină îmi iau eu acum. De care? De aia care ți-am arătat de intersecție. De aia de care faci prr 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 după tine. Nu de aia, o de aia, cu remorcă. Ne pune acolo pe amândouă. Hai, nu știu dacă am luat tot. Dacă nu-ți mai aducem. Plăcinta, nu mai e. Nu, ia-o tu mănâncă. Hai să mai mănânc. Bine. Prieteni, haideți că revenim de acasă. Ia uitați că tatirul vine. Mamă, uite ce tir vine. Lasă-mă, că m-ai făcut de... întremura toate oasele. Ce zici, mamă? Intru acum. Doamne ferește, cobor. Hai că revenim de